Doamnelor și domnilor, uitați știrea care a înconjurat pământul. George Simion a fost filmat de revelion, cum era rupt de bat. Da, uitați-vă, domnul do 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 George Simion, domnul do George Simion. Da, zice, vreau eu cât eu dar în sondaje mă ridic, în sondaje mă ridic. Se pare că ați băut cam mult, mai mult de un pic. Eu? Băut mult? Imaginile cu dumneavoastră spun altceva. Era de la oboseală, era de la petarde. Cum? Câte petarde? Două, trei, așa să nu știe soția. Că pușca mea cu șase focuri o pogni pe multe locuri. Văd că și acum sunteți vesel. Păi nu așa spune Sorcova. Sorcova vesela. Și de trei zile beau bere lume, vai. Ca să n-am avere lume, vai. Dar ce aveți? Am un partid tare care va câștiga totul la europarlamentare. Partidul de dreapta, dar văd că trageți spre stânga. <laughs> Omul e bun. Ce se facem? Se mai întâmplă, mai tragem spre dreapta, spre stânga, dar ne descurcăm. Da, da, pentru pofta de mâncare. Păi la câți dușmani am? Da, 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 da. Trebuie să iau câte un pahar ca să-i halez pe toți. Bun, bun. Ce o să zic alegătorii? Alegătorii o să vadă exemplul meu, o să se regăsească și o să voteze partidul meu. Pe doamna Șoșoc o mai agresat sexual? E tot o scroafă? Diana! Diana e o silfidă. Diana e o femeie de nădejde. Cu Diana președinte și Simion premier, țara merge înainte, totul pășine de fier. Da. Totuși, de ce nu filmați live acum? A, ia, ia de tu telefonul în coace. Ia de tu telefonul ăsta în coace. A? Grăsuțule, ți-ai ales să mă filmezi pe mine, așa -i? Băi, sexomarsistule, Hai, Hai încoți! Îmi dați, vă rog frumos, telefonul? Da ai și tu o pălincă? Dau. Hai, înscrie-te în aur, mă! La revedere! Anul fericit!